Matei, capitolul 10, începând cu versetul 24. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Iisus a zis, ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de Domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca Domnul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, ucenici, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vreme, decât multe vrăbi. De aceea, pe orice cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacră sa. Acum să nu vă cupărați aici prea mult. Și continuă Domnul Iisus, și omul va avea vrășmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Amin. Amin. Doamne, cuvintele Tale sunt atât de profunde. Cuvintele Tale sunt atât de mărețe. Cuvintele Tale sunt atât de atunci. Te rugăm însă în următoarele minute, dă-ne cuvântul Tău prin Duhul Tău. Amin. Doamne, este atât de important să știm Biblia pe de rost. Dar este mult mai important să practicăm cuvântul care știm. De aceea, în această seară, deschide-ne mintea tuturor. Să învățăm cuvântul Tău, să luăm aminte la El și formă să-L trăim. Prin Duhul Tău cel Sfânt, ajută-mă pe mine, ajută comitetul acestei biserici, ajută-L pe Cătălin, ajută întreaga adunare să trăim numai și numai prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul Sfânt, spre slava numelui Tău, care este de trei ori Sfânt. Ajută-ne la această ară. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Amin! Mă bucur că în această seară suntem din nou în casa lui Dumnezeu și mă bucur pentru fiecare dintre dumneavoastră care în această seară ați avut înțelepciunea de sus să pășiți pe stâncă, să veniți la stânca și să vă zidiți viața pe stâncă. Și stânca este Iisus Hristos și cuvintele sale sunt stâncă, slăvit să fie Domnul. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă în această seară un mesaj foarte serios pentru mine și pentru toți cei ce suntem aici în această casă de rugăciune. Vedeți, noi suntem o biserică mică, dar avem un Dumnezeu mare. Amin. Iar cuvântul pe care vi-l vestim ori de câte ori veniți în locul acesta, este la fel de mare ca și Dumnezeul mare căruia noi ne închinăm, slăvit să fie numele. Amin. Însă în această seară, mesajul pe care Domnul Iisus mi l-a dat, l-am numit așa. Reflecții despre vrednicie. Reflecții despre vrednicie. Nu
doar despre veșnicie, ci reflecții despre veșnicie. Ce înseamnă reflecții? Meditații, gânduri, adevăruri despre veșnicie. Sau altfel spus, mesajul și tema din studiul nostru biblic din această seară l-am numit adevărul despre creștinismul adevărat. Nu despre creștinismul surogat, ci adevărul radicale despre creștinismul adevărat. Ceea ce mă impresionează pe mine cel mai mult la Domnul Iisus este că Domnul Iisus Hristos nu diluează adevărul. Ori de câte ori ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori ne apropiem de cuvintele pe care le găsim în Scripturi, îl observăm pe Domnul Iisus, și acum mă refer la Domnul Iisus, că El face, Iisus Hristos face afirmații radicale pe paginile Evangheliei. Iisus Hristos spune cuvinte grele. Versetele astea pe care le-am citit în această seară fac parte din cuvintele grele, adică cu greutate pe care le spune Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos face afirmații revoltătoare chiar în pasajul acesta pe care l-am citit. Ele sunt cuvinte adânci, sunt cuvinte sobre, sunt cuvinte profunde. Sunt cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le face și când le face și ni le scrie, ne șochează. Însă Domnul Iisus Hristos când spune cuvinte de genul acesta care ne șochează, El are scopul de a ne trezi. De a ne trezi la realitatea spirituală și de a ne pune pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeul Bibliei, care este marele El Shaddai, Adonai, Jehova, slăvit să fie numele. Amin. Acum, am cunoscut un bărbat la Sibiu, când eu locuiam la Sibiu, care ori de câte ori rostea numele lui Dumnezeu și scotea pălăria. Ori de câte ori, fie în laudă, fie în înjurătură, cineva rostea numele lui Dumnezeu, el își dădea jos pălăria în semn de respect. Adică, atât de serios era Dumnezeu pentru el, încât atunci când auzea numele lui Dumnezeu, tremura. Din respect pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi. Amin. Să onorăm numele Tău mai mult. Amin. Asta înseamnă creștinism, domnilor și doamnelor. Acum, șmecheria sistemului neopăgân în care noi trăim. Noi trăim astăzi în România, în Europa, în lumea întreagă, într-un sistem demonic pe care specialiștii îl numesc și eu, sunt unul dintre ei, îl numesc neopăgân. Adică, noi ne îndreptăm din nou spre un păgânism modern. Neopăgânism se numește în literatură, sistemul, în filozofie, sistemul în care noi trăim. Însă, șmecheria sistemului neopăgân, știți care este? Sistemul neopăgân nu vrea să distrugă creștinismul. Vrea doar să dilueze. Asta este șmecheria diavolului în zilele în care noi trăim. Diavolul nu vrea să distrugă pocăința. Vrea doar să o dilueze. Adică să coborâm puțin standardele, știi? Și să le aducem la nivelul uman. Să umanizăm creștinismul, știi? Să civilizăm creștinismul. Nu știu dacă ați văzut vreodată unul dintre filmele astea, serialele astea, filme Rocky. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Filme care... Cu box. Cu Sylvester Stallone. Stallone, sau cum se pronunță. Și el era mare boxer. Dar am învățat, eu am văzut unul, zice că ar fi vreo 3 serii. Dar am învățat o chestiune foarte, cu ani de zile în urmă. Din filmul ăla am învățat o chestiune fundamentală. La un moment dat, după ce Rocky ăsta a devenit cel mai mare bătăuș și luptător, a coborât puțin ștacheta, calitatea luptelor și într-o zi antrenorul se apropie de el și spune: Rocky, ți s-a întâmplat cel mai grav lucru care se poate întâmpla unui luptător. Care? O să era deja spart mare. Ce care? Și ce ți s-a întâmplat? A zis antrenorul: te-ai civilizat. A început să fie un pic mai fin, mai elegant în ring acolo și nu mai lovea cu
alta forță, nu mai lovea cu tot ce trebuia, știi? Zice, ți s-a întâmplat cel mai grav lucru care se poate întâmpla un luptător. Zice, te-ai civilizat. Domnilor, când noi ne civilizăm și încercăm să civilizăm creștinismul și pocăința, și ce facem? O diluăm. Și nu mai este creștinism, și nu mai este pocăință, și nu mai are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu ne civilizăm în pocăință, ci să rămânem pe vechile cărări. Care sunt cărările Evangheliei. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă, pentru unii, venitul la biserică, știți cum este, n-are nicio valoare. Pentru unii, venitul la biserică n-are nicio valoare. Și spun cu responsabilitate. Eu lucrez cu baptiști de aproape 30 de ani. Și aproape în fiecare duminică, în fiecare săptămână, m-am dus la biserică de 3, 4, 5, 6 ori. Am început să cunosc Spiritul și ceea ce se întâmplă într-o adunare a lui Dumnezeu. Însă, vă spun cu durere, la studiul ăsta din această seară, că pentru unii venitul la biserică este doar o tradiție, este o rutină, fără valoare. Fără nicio valoare duhovnicească. Ei vin la biserică într-un fel și pleacă în același fel. Zero. Parat. N-are nici o valoare. Ei, oamenii ăștia sunt în cel mai mare pericol. Bine, nu la stânca se întâmplă asta. Asta se întâmplă în alte locuri, în alte locații. Nu aici. Dar cine are urechi de auzit aici, să asculte. Să ne ferească Dumnezeu vreunul aici la stânca, fraților, să venim degeaba la casa de rugăciune. Să ne ferească Dumnezeu. Înseamnă că suntem niște mari... Mă opresc. Puneți dumneavoastră puncte, frate. Mă opresc. Știți cum e să suntem unii dintre noi? Suntem ca bărbatul ăla, soțul ăla, a primit mesajul ăsta, gluma asta pe internet, săptămâna aceasta, de la o soră din biserică. Însă știți cum este pentru unul dintre noi venitul la biserică? Păi cum i s-a întâmplat acelui soț care s-a dus la spital pentru că s-a tăiat la deget, în timp ce l-a pus nevasta să taie pătrunjelul la bucătărie, din greșeală, cu cuțitul ăla super ascutit de ceramică, s-a tăiat la deget. Și dintr-o clipă de neatenție a început degetul să-i sângereze, repede începe să curgă, ia o cârpă, își învelește degetul și îl înfășoară și fugă la urgențe la spital. Și când intră acolo la urgențe la spital, vede două uși. Și mi-a plăcut ideea aceasta. Pe aceste două uși scrie așa, bolnav și accidentați. Și omul, un cetățean serios, soț serios, pentru că era bine educat, disciplinat, soțul intră la accidentați. Era accidentat la deget. Și acolo ce să vedeți? Alte două uși. Când intră acolo la accidentați, alte două uși. Și pe fiecare scrie așa, cu sângerare și fără sângerare. Și cum era firesc, intră ăsta pe ușa care scria fără sângerare. Intră pe ușa care scria cu sângerare, pentru că realmente îi sângera ușa și îi sângera degetul. Eu mă uit la ușa aici. Nu i-am sângerat. Și când intră acolo pe ușa care scria cu sângerare și el intră pentru că îi sângera degetul, intră acolo alte două uși și auziți acolo și pe cele două uși scrie așa, de importanță vitală și fără importanță vitală. Și normal că omul bun, cu bun simț, intră la aia fără importanță vitală, deschide ușa și se trezește în stradă. Și se duce acasă, ajunge în stradă din loc. Ajunge în stradă. Bine, dacă sângera ușa. Pleacă nervos acasă și ajunge acasă, tipul foarte nervos. Și familia îl întreabă, e dragul nostru, te-au tratat bine? Și el spune așa. Și acum atenție. Nu s-a uitat nimeni la mine, dar organizarea e beton. Acum, fraților, eu am făcut din glumă. Acum, fraților, ce trebuie să învățăm noi de aici? Cam așa este venitul.
venit la biserica unora dintre noi. Intrăm pe ușă, ieșim tot pe ușa aia. Dar nu ne ajută la nimic. Noi sângeream, noi avem probleme. Dar cu toate acestea, nu ne ajută venitul la biserică, ca ăla nu l-a ajutat la spital, absolut nimic. Însă când ne întoarcem la cuvintele Domnului Iisus Hristos, trebuie să ținem cont de acest adevăr. Dacă nu înțelegem pocăința corect, nu înțelegem din două motive. Sunt minim două motive pentru cei ce n-au înțeles pocăința corect. Numărul 1. Dacă n-ai înțeles pocăința corect, este din cauza predicatorilor, a pastorilor, a prezbiterilor, a diaconilor, că înseamnă că ăștia nu predică bine. Înseamnă că ăștia nu predică a preoților. Înseamnă că ăștia nu predică corect cuvântul lui Dumnezeu și nu suntem loiali și fideli cuvântului lui Dumnezeu. Dacă n-ai înțeles pocăința bine, s-ar putea ăsta să fie primul motiv. Preotul, pastorul, prezbiterul, diaconul, predicatorul nu și-a făcut bine slujba și a transmis semnale greșite de aici, de la amvon, și a transmis o evanghelie încălcită și din cauza aia s-au diluată și n-am înțeles bine. Dar există și un al doilea motiv. Al doilea motiv poți să fii tu. Primul motiv poți să fiu eu. Dar al doilea motiv, dacă n-ai înțeles pocăința corect și bine, ești tu. Și s-ar putea să fii tu. Știi de ce? Ai fost înșelat. Ai fost superficial. Sau ești superficial. Diavolul a reușit să te înșele, ești comod și n-ai vrut să plătești prețul. N-ai vrut să plătești prețul. Pentru că trebuie să vă spun ceva foarte serios, frați și surori. Dacă vrem să devenim ucenicii lui Iisus Hristos. Pentru că în textul acesta Domnul Iisus Hristos vorbește despre ucenicie și vrednicie în ucenicie. Dacă vrem să devenim ucenicii lui Iisus Hristos și eu cred că doar ucenicii sunt mântuiți, eu nu cred că toți care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos de obicei au fost mântuiți, ci au fost mântuiți doar o minoritate care au fost dispuși să devină ucenicii lui, ucenicii trebuie să învețe și să fie dispuși să plătească prețul. Dacă nu suntem dispuși, frați și surori, să plătim prețul, vă spun că venim degeaba la casa lui Dumnezeu. Te duci degeaba la biserica ortodoxă, catolică, baptistă. Dacă nu suntem dispuși să învățăm cum este pocăința adevărată, cum este creștinismul adevărat, tu poți veni în continuare aici la stânga. Dar vei veni ca așa, știi? Intri, ieși. Și nu te ajută la absolut nimic. Rugăciunea mea în această seară este, Doamne, nu ne lăsa să venim degeaba aici. Amin. Nu ne lăsa să auzim cuvântul Tău predicat degeaba sau înspre o sândă. Și ajută-ne ca în această seară, plecând de aici, toți să plecăm cu hotărârea fermă de a ne face ucenicii Tăi. Amin. De a deveni vrednici de Tine și de a plăti prețul uceniciei. În zilele acestea este mare scandal în Italia. Mare scandal în Italia din cauza acelui vapor de croazieră de lux, se numește Costa Concordia, și e mare scandal și indignare în toată Italia, pentru că comandantul lui Costa Concordia, vaporul ăla care a ieșuat la câțiva metri de o insulă și s-a scufundat pe jumătate și au murit nu știu câți oameni, nu numai 3, deja sunt 11 și vreo 20 dispăruți. Și ce a făcut? În momentul când vasul a început să se aplece și să ia apă, a fugit. A fugit de pe vas. Însă auziți, comandantul ăla, capitanul ăla, a fost un laș. Pentru că toate legile marinei și toate legile vrumului vapor spune comandantul urcă primul, dar pleacă ultimul de pe vas. Asta este regulă, domnule. Dacă vrei slujba asta, asta este regulă și trebuie să te ții de ea. Însă știți ce a făcut italianul ăla? A sărit primul. Și a venit și cu niște scuze penibile, zice că s-a agățat, s-a nu știu ce, s-a împiedicat, cablul l-a prins. Tocmai în barca de salvare s-a împiedicat și cumva a ajuns la mal. Însă știți ce a făcut celălalt capitan, care era capitanul gardei de coastă? Știți ce a făcut a poliției de coastă sau ce sunt aia acolo? I-a poruncit, tu taci.
i-a poruncit și i-a spus așa, înapoi pe masă. Ești căpitan, înapoi pe masă. Și a spus, nu, că nu pot. Eu conduc acum aici, înapoi pe vas. Unul a fost laș, altul a devenit erou național. Acum, fraților, să văd de ce v-am dat exemplul acesta. Și eu, și Cătălin. Vrem să fim capitani, dar nu lași. Nu vrem să diluăm nimic, nu vrem să sărim din corabie. Vrem să vă învățăm și orice predicator care se perinde pe la vonul acesta, cât depinde de noi. Vrem să fim loiali lui Dumnezeu. Amen. Nu vrem careva care s-a îmbarcat aici pe stânca, știi? Pe drumul care duce spre cer. Nu vrem ca vreunul dintre noi să fie dus în eroare. Noi suntem hotărâți să predicăm tot cuvântul lui Dumnezeu și să fim loiali cuvântului lui Dumnezeu și ceea ce predicăm ne silim să practicăm, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Ceea ce cântăm ne silim să practicăm, Doamne, ajută-ne la aceasta. Eu îmi doresc să fiu un bărbat de genul acesta, un pastor de genul acesta și toate sufletele pe care Dumnezeu mie mi le-a dat într-un anume fel în grijă să le duc până în Împărăția lui Dumnezeu. Nu vrem să eșuăm undeva pe un țărm. Nu vrem să ne lovim. Așa s-a lovit de stânca. Ați văzut ce puternică e stânca. A rupt în două toată embarcațiunea de super lux. Cât de puternică este o stâncă. Ei, noi nu vrem să eșuăm adunarea aceasta, ci noi vrem să o ducem prin Duhul lui Dumnezeu, nu până la poarta cerului, ci până în Împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă Domnul Iisus Hristos din când în când ne spune niște cuvinte greu de digerat. Domnul Iisus Hristos ne spune cuvinte foarte greu de digerat în textul acesta și mai ales în Predica de pe Munte. El ne spune cuvinte profunde, cuvinte celebre, cuvinte foarte tari din când în când pentru a ne atrage atenția la seriozitatea pocăinței. De ce vă spun toate lucrurile acestea? În pasajul pe care l-am citit în versetele 24 și 25, Domnul Iisus Hristos ne spune o chestiune foarte tare și zice așa. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Astea sunt cuvinte foarte serioase. Și ce ne spune de fapt Domnul Iisus Hristos în textul acesta? Prin definiție. Axiomatic este. Prin definiție. Fiecare dintre noi trebuie să înțelegem, fraților, și sper că am înțeles până acum și dacă nu vă necăjiți, o să înțelegem în seara aceasta. Fiecare ucenic, prin definiție, trebuie să devină ca învățătorul lui. Amin. Și învățătorul nostru este Iisus Hristos. Amin. Noi să nu trebuie să deveniți ca Daniel Bocar sau ca fratele Cătălin sau ca fratele Cutare și Cutare și Cutare. Nu! Noi trebuie să devenim ca Iisus Hristos. Amin. Noi trebuie să devenim ca învățătorul nostru. Amin. Noi trebuie să ne facem precum este Iisus Hristos. Ăsta este creștinism, fraților. Creștin înseamnă urmaș al lui Iisus. Eu nu trebuie să devin ca pastorul și pastorul nu trebuie să devină ca mine sau ca preotul. Eu trebuie să devin ca Domnul meu, ca Mântuitorul meu și ca învățătorul meu, slăvit să fie Domnul. Să fii atent. Când devii ca Domnul, vei fi și tratat ca Domnul. Amin. Amin. Și Domnul Iisus Hristos a fost bagiocorit. Domnul Iisus a fost înjurat. Domnul Iisus Hristos a fost disprețuit și a spus, tu ești din curvie, tu ești cine știe de pe unde, tu ești un așa, Belzebul, l-a făcut și drac, are demon că e curvar sau e din curvie sau chestii de genul acesta. Și l-au disprețuit pe Domnul Iisus Hristos. Însă auziți ce ne spune Domnul în pasajul ăsta? Dacă ne interesează pocăința autentică, noi trebuie să devenim ca învățătorul nostru. Amin. Amin. Știți care este partea bună? Că se poate. Amin. Dacă suntem ucenici, partea bună este se poate. Dacă nu se putea, Iisus Hristos nu ne spune aceste cuvinte în textul ăsta. Amin. Amin. Vă încurajez să nu vă descurajați. Vă încurajez și vă încurajez și vă reîncurajez și vă atrag atenția că dacă suntem ucenici, noi trebuie să ne luptăm și trebuie să ne luptăm prin credință și cu post și cu rugăciune și să învățăm că trebuie să devenim ca învățătorul nostru dacă suntem ucenicii Lui.
scopul uceniciei, fraților. Știți, noi când venim în biserică, devenim ucenicii lui Iisus Hristos. De exemplu, când mâine, Cătălin, mâine, este întâlnire cu toți tinerii botezați din ultimii 2 ani. Care este scopul acestei întâlniri? Și vă rog și insist să veniți. Este să deveniți ca Iisus Hristos. Asta este scopul. Scopul este să vă ținem lângă Domnul Iisus, să vă fim proptă, să vă învățăm, să nu vă lăsăm pe cât posibil să vă îndepărtați și vrem să vă ținem înrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu. Asta este scopul. Scopul acestui curs este ucenicizarea. Faceți ucenici și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Știți? Scopul scopul uceniciei este ca ucenicul să învețe de la învățător ca să devină ca învățătorul. Amin. Amin. Și nu uitați, se poate. Amin. Doamne, ajută-ne. Amin. Însă, ceea ce am sezizat este următorul adevăr și e frumos. Calitățile din Galateni 5, 22, 23. Calitățile din Galateni 5, 22, 23. Spune așa acolo Apostolul Pavel, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Ei, astea sunt trăsăturile lui Iisus Hristos, dar și ale ucenicilor lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Și ale ucenicilor lui Iisus Hristos. Acum, de ce v-am spus versetele acestea două? Cu cât semănăm mai mult cu Iisus Hristos, cu atât vom deveni mai atractivi pentru cei pe care Dumnezeu are în planul Lui să-i mântuiască. Amin. Noi nu vom deveni atractivi pentru toți. Dar vom deveni atractivi când calitățile și trăsăturile acestea se vor vedea în viața noastră. Vom deveni atractivi pentru toți oamenii pe care Dumnezeu vrea să-i mântuiască. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Auziți adevărul numărul 2 în această seară. Care trebuie să se regăsească în viața noastră. Primul este, trebuie să devii ca învățătorul și Domnul tău, care este Iisus Hristos. Adevărul numărul 2. Nu te teme decât de Dumnezeu. Amin. În versetul 28, Domnul Iisus Hristos așa ne spune. Vorbind despre vrednicie, oamenii vrednici de Iisus Hristos, sunt oamenii care devin ca Iisus Hristos și doi, ne zice Mântuitorul, iarăși foarte radical, o chestiune foarte serioasă, care vrea să ne vindece. Prin cuvântul acesta, Iisus Hristos vrea să ne vindece pe fiecare dintre noi de toate spaimele noastre. Și auziți ce spune Domnul Iisus. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Amin. Amin. Zice Domnul Iisus Hristos ucenicilor. Zice, în lumea asta, vă poruncesc să nu vă temeți de nimeni decât de Dumnezeu. De 3 ori în textul acesta, și eu mi-am subliniat în seara aceasta că am început o Biblie nouă, ce frumoasă este. Am început și este nesubliniată, este neuzată, este neutilizată și mi-am subliniat în seara aceasta, înainte de începerea slujbei, de 3 ori în câteva versete Domnul Iisus Hristos ne spune să nu ne temem. Spune, nu te teme, zice Domnul Iisus Hristos, zice, nu vă temeți de oamenii care vă dușmănesc, nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul, nu vă temeți nici de crize, nu vă temeți nici de boală, nu vă temeți nici de gând durere, zice Domnul Iisus, temeți-vă doar de Dumnezeu. Amin. Pentru că atunci când te teme de Dumnezeu, nu te mai tem de nimeni și de nimic. Amin. Amin. Acum, astea sunt cuvinte profunde. Asta este hrană tare. Să apare în fața unei adunări, așa cum suntem noi în seara aceasta, și tu să fii în mijlocul crizei și să vină unul să spună, nu te teme decât de Dumnezeu. E ușor de vorbit. Mai greu de trăit. Mai greu de practicat. Așa e.
Însă m-am gândit, oare de ce Domnul Iisus Hristos a zis ucenicilor, nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul. Nu vă temeți de ei. Temeți-vă mai degrabă sau numai de cel ce poate să distrugă și trup, și suflet, și duh. Și să le trimită în iad. Am învățat acest adevăr din experiența mea și altora care îl cunoaștem pe Dumnezeu cât de cât, că nu-L cunoaștem noi grozav pe Dumnezeu, nici care e între noi. Am învățat adevărul acesta foarte important. Singura teamă pe care Dumnezeu ne-o permite în noi, este teama de Dumnezeu. Dacă acceptăm alte frici, o facem în defavoarea noastră. Ne îmbolnăvim. De aceea, Iisus Hristos se spune, nu te teme decât de Dumnezeu. Dom'le, s-ar putea moartea să te bată pe umăr. S-ar putea boala să te bată pe umăr. S-ar putea vrăjmașii să te încolțească. Nu te teme decât de Dumnezeu. Amin. Pentru că fii atent. Atragi lucrurile de care te teme. Alo? Atragi lucrurile de care te teme. Iov spune așa. De ce mă tem? Da, nu scap. Citiți Iov primele capitole. De ce mă tem? Aia mi se întâmplă. Păi dacă te temi de rău, sigur îl atras pe tine. Dar dacă te temi de Dumnezeu, sigur îl atras pe tine. Amin. Amin. De cine mă tem și de ce mă tem? De aia nu, de ăla nu scap. Și de ce mă tem? Exact aia mi se întâmplă, spune Iov. Și proverbul românesc de acolo s-a inspirat, din cartea Iov. De ce mă tem? Aia mi se întâmplă. Și am mai tot spus aici, cred că spun acum 10-a oară, dar merită. I-am hotărât să gândesc în felul acesta, da? De ce mă tem? Aia mi se întâmplă. Na, mă tem că anul ăsta să-mi fie mai bine ca anul trecut. Amin. Prin contrast. Mă tem că Dumnezeu mă va binecuvânta mai mult decât anul trecut. Mă tem că Psalmul 65:5 se va împlini în fiecare zi în viața mea. Vă veți întreba ce scrie acolo. Citiți și găsiți. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni Dumnezeul mântuirii noastre. Amin. Nădejdea tuturor marginilor pământului și a mării. Amin. Asta este 65:5. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Mă tem că anul acesta o să primesc mai multe minuni ca anul trecut. Ce-ar fi să încep să gândești așa? Mă tem că o să reușesc la examen. Mă tem că o să iau sesiunea cu notă maximă. Mă tem că anul ăsta o să mă mărit. Mă tem că anul ăsta o să mă însor, dacă vrei. Gândește în felul acesta. Transform. Mă tem că soțul meu va fi, mă vindecă, va fi trans. Mă tem că soția, mă tem că fiul meu, fiica mea, vor fi mântuiți. Hai, ai curaj să te tem doar de Dumnezeu. Amin. Ai curaj. Ceea ce spun nu este proză, ci este adevărul pe care îl spune Iisus Hristos în textul acesta. Astea sunt cuvinte serioase de o profunzime extraordinară. Asta este hrană tare. Și dacă Domnul Iisus Hristos de 3 ori ne spune în 3 versete sau în 5 versete, nu te teme, nu te teme, nu te teme, teme-te doar de Dumnezeu, Iisus Hristos știe ce vorbește. Amin. Nu te teme nici de prezent și nu te teme nici de viitor. Teme-te doar de Dumnezeu. Amin. Și lasă restul în seama lui Dumnezeu. Teme-te doar de Dumnezeu, respectă-L doar pe Dumnezeu, onorează-L pe Dumnezeu și vei deveni vrednic de toate miracolele și planurile bune pe care Dumnezeu le are față de tine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Și am zis, a treia trăsătură a creștinismului adevărat, a pocăinței adevărate, ucenicul îl mărturisește pe Domnul lui. Și au zis ce spune Domnul Iisus, de aceea, pe versetul 32 din Matei 10, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar, de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Amin. Amin. Semnează Iisus Hristos. Și ce ne spune Domnul Iisus Hristos în textul acesta? Un ucenic adevărat îl mărturisește pe Domnul și pe Mântuitorul lui altora. Prietenilor, familiei, colegilor, tovarășilor, subalternilor, supraalternilor, îl vestim
pe Iisus vecinilor, îl vestim pe Iisus dacă sunt ucenic. Astea sunt cuvinte serioase. Dar asta este privilegiul meu. Dacă sunt ucenic, eu îl voi vesti. Eu nu pot să tac. Dacă sunt ucenic al lui Iisus Hristos, voi deveni misionar. Dacă sunt ucenic al lui Iisus Hristos, fac evangelizare. Dacă sunt ucenic al lui Iisus Hristos, îl predic pe Iisus Hristos și nu îmi este rușine de Iisus Hristos. Amin. Amin. Dacă sunt ucenic. Dar dacă tac, sunt urlaș. Precum comandantul ăla. Capitanul ăla care și-a părăsit nava. Dacă tac, știi ce zice Domnul Iisus? Dacă taci față de mine și în dreptul meu, și eu o să tac în dreptul tău când ai avea mai mare nevoie de mine înaintea lui Dumnezeu la judecată. Știi, înaintea lui Dumnezeu la judecată, singura noastră șansă este să ai un avocat bun. Să-L ai pe Iisus Hristos. Să-L ai pe Iisus Hristos avocat. De aceea ai curaj. Nu-ți fie rușine. Nu-ți fie jenă sau nici frică să-L mărturisești pe Domnul. Știi ce zice Domnul Iisus? Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de El înaintea Tatălui meu? Ne putem lepăda de Domnul Iisus Hristos fiind creștini tăcuți. Silențioși. Sunt și eu creștin, da. Nu fac treaba și sunt copil cu minte la locul de muncă, dar sunt. Să nu cumva, că mi-e rușine, mi-e frică. Ce o să zică ăștia dacă află că eu sunt pocăit? În felul ăsta te lepezi de Domnul Iisus prin tăcere. Devenim creștin silențios. Mie nu-mi plac bisericile, de exemplu, tăcute. Eu sunt încântat de bisericile care susțin predicatorul. Și spun amin și slavă Domnului și vorbește-ne, Doamne. Astea sunt biserici din punctul meu de vedere, biserici incandescente, biserici care îl ajută pe predicator să predice cât mai bine și nu lasă să predice slab. Ei, creștinii adevărați însă nu se rușinează de Iisus Hristos, ei nu pot să tacă. Ei nu pot să fie silențioși. Nu. Noi trebuie să-L vestim pe Iisus Hristos. Și cum ne mai putem lepăda de Iisus Hristos? Deci prima dată prin tăcere, pe urmă ne putem lepăda de Iisus Hristos prin acțiuni de compromis sau prin lipsa acțiunilor pozitive. În felul acesta ne lepădăm de Iisus Hristos. Doamne, îndură-te de fiecare. Dar dacă ne lepădăm de Iisus, și Iisus se leapădă de noi. Deci, fraților, Biserica Stânca este o biserică care îl mărturisește pe Iisus. Amin. Îl mărturisim. Noi nu tăcem. Amin. Amin. Și am fost încântat să văd în această seară că n-ați venit singuri. Am fost încântat. Și ce înseamnă asta? Că e nădejde. Amin. E nădejde. La Stânca e nădejde. Slăvit să fie Domnul. Amin. Când El aduce pe El, El aduce pe El, El aduce pe El, îți aduci vecinul, îți aduci prietena, îți aduci cumnata, o cumnată și a adus cumnata. Am fost încântat. Slavă Domnului! Amin. Știi? Un prieten și-a adus un prieten. Extra. Fraților, asta este pocăință. Asta este creștinism adevărat. Amin. Amin. Să fac evangelizare, să mai spun cuiva. Să-i fac cuiva cel mai mare cadou. Care este cel mai mare cadou? Să-l aduc să asculte Cuvântul lui Iisus Hristos. Cel mai mare cadou, cel mai valoros este să aduci pe cineva să asculte Evanghelia lui Dumnezeu. Că și el poate fi reparat. Și el poate fi transformat. Și el poate fi vindecat. Și el poate fi ridicat. Și el poate fi iertat prin sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și închei. Domnul Iisus Hristos, în ultima parte din textul acesta, mai face încă o afirmație revoltătoare. Și zice așa. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. Și asta ne uimește. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Și el continuă și zice așa. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. A doua oară. Cine nu-și ia crucea lui și nu mă urmează și nu vine după mine zilnic, nu este vrednic de mine. Amin. Amin. În Matei se spune, Domnul Iisus Hristos spune, cine
nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este înainte de mine. În Luca, Domnul Iisus Hristos spune, cine nu-și ia crucea în fiecare zi și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Acum, în încheierea acestui mesaj, fraților, mai durează câteva minute. Vreau să vă spun un adevăr pe care vă rog să nu uitați. Iisus Hristos a venit în lume să aducă și sabia, dar și pacea. Amin. Iisus Hristos a venit în lume să aducă, fraților, și război, și pace. Și conflict, și liniște. Din cauza aceasta a venit Iisus Hristos în lume, slăvit să fie numele. Amin. Pentru că știți ce? În textul ăsta din Matei 10, pentru prima dată Domnul Iisus Hristos folosește termenul cruce. Cruce. Pentru prima dată în Biblie se folosește termenul, adică Noul Testament se folosește termenul de cruce. La ce se referă Domnul Iisus Hristos? Evanghelia. Asta pe care eu o predic și noi o predicăm ori de câte ori venim aici. Evanghelia înseamnă și ce? Veste bună. Însă Evanghelia asta, vestea bună a lui Dumnezeu, este marele separator. Evanghelia este marele despărțitor. E marele separator. Ea este veste bună. Dar Evanghelia în același timp este marele separator. Iisus Hristos este Domnul păcii. Și Evanghelia este mesajul păcii. Totuși, când o vestim și o trăim, ne facem dușmani. Aici, colo, ne trezim că avem dușmani. Unii ori devin dușmani tocmai cei din casa ta. Soț, soție, părinți, copii, noră, soacră, îți devin dușmani. În momentul când ai hotărât să asculți de Evanghelie, în momentul când ai hotărât să-L urmezi pe Iisus, să-L faci pe Iisus învățătorul tău și Domnul tău, fără să-ți dai seama, marele separator a început să lucreze. Și deși Domnul îți aduce pace ție în inimă, s-ar putea alții să înceapă să te urască, să te înjure, să te blesteme și să râdă de tine. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Deși produsul Evangheliei este pacea lui Dumnezeu și pacea cu Dumnezeu, rezultatul imediat, din când în când, poate să fie inclusiv conflict. Conflict cu cei de lângă tine, conflict cu cei din casa ta, conflict cu colegii tăi. Domnul Iisus Hristos este un tip foarte serios. Domnul Iisus Hristos nu ne diluează cuvântul și mesajul. Și El ne spune, fii atent, în momentul când vrei să te faci creștin autentic, adică vrei să te pocăiești cu adevărat, zice Domnul Iisus, a mă urma pe mine presupune chiar și să suferi. Chiar și să suferi. Însă Domnul Iisus spune în Matei, în predica de pe munte, zice, ferice va fi de voi, când din pricina mea oamenii vă vor bajocori, vă vor înșura, vă vor da cu piciorul, știi? Pentru că mare va fi răsplata voastră. Și ultimul gând pe care vreau să vi-l spun este că Domnul Iisus în Biblie, Duhul Sfânt în Biblie ne vorbește despre două vrednicii. De trei ori în versetele acestea, Domnul Iisus Hristos spune, cine nu mă iubește pe mine mai mult decât tată, mamă, soț, soție, nu este vrednic de mine. Nu este vrednic de mine. Și zice Domnul Iisus Hristos, cine nu-și ia crucea Lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Închei cu adevărurile acestea. Vrednicia e de două feluri. În Apocalipsa 5, în versetul 19 și 12, acolo Biblia ne dă la o parte cortina timpului și ne lasă să vedem puțin în cer. Și bătrâni, heruvim, serafim, ființe cu care noi nu suntem obișnuiți, că nu sunt din lumea noastră, spune așa, vrednic ești tu, Mielule, să iei cartea și să-i rupi pe cețile. Vrednic ești tu, Sfântule, să faci cu tare lucru și cu tare lucru și cu tare. Citiți Apocalipsa 5, este uimitoare. Vrednic. Asta este vrednicia lui Iisus Hristos. Ei, în teologie, asta se numește vrednicia pozițională. Vrednicia pozițională. În momentul când Iisus Hristos devine Mântuitorul, Învățătorul și Domnul meu, El îmi dă mie vrednicia Lui. Noi vom intra în cer numai prin vrednicia și prin demnitatea Lui Iisus Hristos. Amin. Însă vă spun încă ceva.
Noi trebuie să le avem pe amândouă. În textul acesta, Domnul Iisus vorbește despre o altă vrednicie. Și spune dacă, și citesc încă o dată, dacă iubește cineva pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și mai departe, zice Domnul Iisus, cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și a treia oară, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Amin. Amin. Acum, în Apocalipsa 5, ni se vorbește despre vrednicia lui Iisus Hristos. În Matei 10, ni se vorbește despre vrednicia noastră. Adică, trebuie să le am pe amândouă. În momentul când îl primesc și îl iau pe Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul meu, El îmi dă mie vrednicia Lui. Și doar așa voi ajunge în cer. Doamne, ajută-ne! Dar, tot în momentul acela, primesc un alt tip de vrednicie. Vrednicia lui Iisus Hristos este vrednicia pozițională. Cine sunt eu în Hristos, însă Biblia, Domnul Iisus vorbește în versetele acestea despre vrednicia experimentală. Aia depinde de mine. Vrednicia din Apocalipsa 5 depinde de ce a făcut Iisus. De cine este El, de identitatea Lui. Însă Domnul Iisus aici ne vorbește despre vrednicie și spune, fii atent. Dacă ești ucenicul meu, trebuie să fii vrednic de mine. Cum? Adică, atunci când Iisus Hristos spune cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, Domnul Iisus Hristos nu spune, fii atent, de acum nu mai poți iubi pe tată și pe mamă. Nu. Iisus Hristos spune, pe ăștia iubește cât poți tu. Dar pe mine trebuie să mă iubești mai mult decât pe ei. Amin. Amin. Trebuie să-ți iubești soția cât poți tu de tare, dar pe mine trebuie să mă iubești mai mult decât pe ei. Decât pe ea. Amin. Fii atent, zice Domnul Iisus, trebuie să-ți iubești nora cât poți tu de tare. Dar pe mine mai mult decât pe nora. Amin. Trebuie să-ți iubești soțul cât poți tu de tare, dar pe mine trebuie să mă iubești un pic mai mult. Așa zice Domnul Iisus. Trebuie să mă iubești mai mult, pentru că doar așa ești vrednic de mine, altfel nu ești vrednic de mine, ceea ce spune Iisus Hristos este acesta. Eu trebuie să fiu numărul 1 în fiecare compartiment din viața ta. Amin. Eu trebuie să conduc fiecare compartiment din viața ta. Știți cum suntem unii dintre noi? Noi credem în Iisus Hristos, dar nu suntem vrednici de Iisus Hristos. Și de ce? Pentru că nu iubim pe Iisus Hristos așa cum El ne cere. Noi iubim mai mult lucrurile pământești. Ați auzit? Mămică, atunci când are copil și tătic, e soarele meu. E luna de pe cer. Și toate, știi, diminutivele astea sunt frumoase. Și e frumos și drăguț și plăcut, dar eu totdeauna zic, dacă soarele tău e El și ea, ce-o fi Domnul Iisus pentru tine? Știi? Bine, acum nu vreau să fiu fanatic în fața mea, ești extrem. Dar oare ați înțeles mesajul care îl spune Iisus Hristos? Spune Domnul Iisus, dacă nu mă iubești pe mine mai mult decât pe toți, nu ești vrednic de mine. Dacă nu ți-e crucea în fiecare zi. Și ce înseamnă crucea în fiecare zi? Crucea în fiecare zi înseamnă să mori față de ego-ul tău în fiecare zi. Adică dacă îți place să bârfești. Și ce înseamnă aia? Înseamnă că trebuie să mori față de bârfă. Amin. Aia înseamnă să-ți iei crucea. Cruce înseamnă moarte. Și ce a experimentat Iisus Hristos pe cruce? Moarte. Nu doar agonie. Moarte. Mort. L-a luat de pe cruce, mort. Și așa de mort era Iisus Hristos încât au trebuit să-L pună în mormânt. De ce? Era mort. Dacă nu ne ducem crucea, în fiecare zi nu suntem vrednici de Iisus Hristos. Trebuie să mori față de mândria ta. Față de poftele tale. Trebuie să mori față de tendințele tale. Știi? Trebuie să mori față de toate instinctele tale. Știi? Trebuie să mori față de toate pornirile tale. Îți vine cheful să bei. Îți vine cheful să te drochezi. Îți vine cheful să curvești. Îți vine cheful să minți. Trebuie să mori. Asta înseamnă pocăință, fraților. Asta este creștinism. În rest, ia bureală. Zice Domnul Iisus, dacă nu ne luăm crucea în fiecare zi, nu ești vrednic și nu suntem vrednici de El. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce înseamnă pocăința. Nu ne lăsa să o diluăm.
Duhul Sfânt, Tu ești singurul care ne poți da putere să trăim la parametrii aceștia. Pentru că Tu ești puterea. Tu ești Dumnezeu în noi. Și mai mare este Cel ce e în noi decât Cel ce este în lume. Amin.